Noi, dacă să fim sinceri, tot timpul am urmărit demisia acestui guvern, care considerăm că nu este un guvern care exprimă voința poporului. Noi considerăm că acest guvern este un guvern antisocial și toate reformele care le face, spune, parcă le face, tipurile le face acest guvern, sunt niște reforme împotriva propriul popor, împotriva propriei țări. Deci noi n-am inițiat această moțiune pe un anumit subiect, pe o anumită problemă foarte îngustă, dar în genere pe activitatea acestui guvern care a fost investit în funcție așa cum a fost investit, toată lumea cunoaște, noi am discutat nu o singură dată despre acest lucru. De ce noi am strâns toate aceste materiale și am înaintat această moțiune care este semnată de 24 de deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Sigur că nouă nu ne ajung încă două semnături, dacă să vorbim așa conform legei, ca să fie înregistrată această moțiune. De ce în acest context eu am semnat adresarea către alte fracțiuni din Parlament, în special fracțiunea Partidului Comuniștilor și fracțiunea Partidului Liberal-Democrat, pentru care se consideră și ei că sunt în opoziție și dacă sunt într-adevăr în opoziție, o să semneze, o să dea curs invitației noastre de a semna această moțiune, inițiativei noastre, o să vedem, așteptăm răspunsul.